afectată toată țara de așa emisiune ca Vorbește Moldova. Dumneavoastră aveți, dacă eu spuneți... Nu, eu vă lămuresc care e cauza. În primul rând, așa injurii și așa cuvinte urâte, cum se aud la emisiunea doamnei Cheptene, puteți transmiteți la Consiliul Audiovizualului sau Domnica Bobuc urmărește vreodată așa emisiune. Așa murdărie ce se scoate în emisiunea aceea, pentru că oameni de rând îmi spun, mergând în teritoriu, se discută în toate țara la orele 19 și se începe emisiunea. Asta e ca și cum arată viața reală de la sate. Conflictele dintre toate astea. Acolo sunt niște scene și apar niște eroi. Da, sunt oameni de la țară, sunt oameni necăjiți, care nu ne fac față și nu ne scot, pentru că diaspora tot privește emisiunea asta, mă gândesc că dacă e prime, se transmite internațional. Și nu ne faci... Concret, emisiunea ce-i de sară? Da, poftim? Concret, emisiunea ce-i de sară? Da, de la altă sară. Eu vă spun, Natalia Cheptene l-a activat la ProTV, o stimam ca pe ziaristă și tot asta e. Acum îmi vine să merg la Chișinău să-i spun, doamnă, tu urmărești vreodată ce ai înregistrat și ce aude, nu are să merge vorba de educație. Ce vede copilul acela în emisiunile doamnei Cheptene? Aici sunt de acord cu mine. Ce vede copilul acela, dar nu copilul, chiar și un om în vârstă. Vă spun că mie, femeie în vârstă mi-a spus, mi-era rușine ce se vorbea acolo. Să discuta, da, poate lasă să-și facă, că asta am înțeles că e emisiune privată, lasă să-și facă alte emisiuni, altă temă. Noi toată vremea am copiat. Eu știu că la Ministerul Învățământului lucrează o doamnă care eram la tratament. Ce faci? Ia că copii asta, proiectele de la de România ca să le fac la clasele primare. Și tot așa cred că asta Vorbește Moldova e ca pust govoret al lui Malahov care a fost de la Moscova. Dar, mă scuzați, la nivelul Malahov nu se ridică doamna Cheptene, dar să descoperi, scoți toată murdăria dintr-o familie sau din niște relații, ți se face greață. Mă scuzați, eu tot am fost profesoară și rămân profesoară, dar așa ceva nu aș permite. Dar vă rog să transmiteți doamnei Babuc, o socot ca o doamnă foarte inteligentă, a ajuns la postul de ministru, dar mi se pare că nu ele se controlează televiziunile astea, mă gândesc eu. Dar asta nu se controlează chiar lui Plahotniuc. Dar așa emisiune să nu se mai transmită. Vă rog frumos să-și recalifice doamna Cheptene pozițiile, lasă-și facă... Așa, emisiunea trebuie să fie unisotul pe cum e Rusia, un teritoriu mult mai mare și ca la urmă spate să rezolve. Acolo sunt avocați, sunt o mulțime de... Care rezolvă teritoriul, dar la nici nu se rezolvă. Domnul Petru! Se murdărește și atât. Scoate atâta murdărie! Se murdărește numai și atât, nu se rezolvă nimic. Atâta murdărie, apar niște personaje... Apar niște personaje care... Nu știu eu... Plus toate informațiile... Fel de, nu, asta nu se permite într-o țară civilizată. Dar noi vrem Europa. Și am pe urmă toată informația, toate informații sunt toate numai cu accidente, umoruri, violuri și numai asta cu zece de detailat. Violul deschis de la A până la Z. Da, tot absolut. Toate emisiunile de informații e numai cu umor. Absolut, absolut. Nu-ți faci pic cum faci la ProTV. Nu face. Ei se mai face, dar nu sprint, pentru că așa e tehnologie, cred că, eu trec pe alt canale, eu tot nu reușesc. Da, dar la noi lumea primește Prime-ul, Moldova 1 și... Dar știți de ce? Pentru că suntem săraci. Canalul 2, dar alte canale nu mai primește. Știți pentru ce? Că suntem săraci. Ca să te conectezi la televiziune digitală, care costă 600 și ceva de lei, și lunar plătești minim 70 de lei, dacă ai mai puțini canale, dar mai 80-90, și lumea nu are bani. Dar conținut de astea, din furculețe, din ce privește Prime? Pentru că aceia nu vor de colț de pachet care vă reagă o plață, pentru că sunt produs și internetul numai decât. Cel interesant să fie internetul cât mai mult. Mult Telecom. Și Telecom, da. Și oamenii nu se duc. Ce să facă o băbuță acolo, care e n-ar nevoie de internet. Dar pe dânsă o impune că să plătească pachetul de 220,
ca să vrei, nu dacă vrei, vrei mai multe canale. Dar oricum este scump. Să vă fim la conectare 600 de lei. 10 canale apoi ajunge la o familie. Conectați, oricum este acea plată lunară, este scumpă, da? Foarte scumpă. Și în principal când am încheiat contract, când am primit contract, ni s-a spus că dacă va fi cumva mărit prețul, o să fim anunțați. Nu am fost anunțat tot sori, cu 10, cu 20, cu 20, și am ajuns la 220, că vreau ei... Deci nu puteți să realizezi contractul pentru că te lipseai absolut de orice informație. Da. Da. Dar la 100 am ajuns la 40. Dar câte canale aveți? Adică, vreau la moment, șapte. Păi depinde, e pachet. 220 cu internet și am 80 de câte. Nu, am 80. Ah, v-am spus. Noi încăm în contract 80, dar așa vreau și publica și o două ori. Iată, eu am... Și eu am un două ori. Nu, 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 e ca un colegă. Publica și... Trei. Nu, nu, nu. Depinde poate de poziție. Dacă are și suntem aici, am coleg, fost șef de studii de 83 de ani și privește numai prime-ul publica și nu pot să o conving absolut în altă direcție de fel. Că atâta vede, prime-ul publica și Moldova 1. Și zice că eu m-am saturat, dimineața văd așa emisiuni, după aia tot așa emisiuni erat. Da, și tot noaptele repet așa. Da. Dar vă rog frumos, interveniți cumva, că dacă nu... Cu armata. Să explicăm la... Nu cu forță. Anunțați măcar să știi, doamna Vamoc, să vizionezi măcar o săptămână la 7 seara emisiunea Natalie Cheptele. Dacă să-i placă, atunci... Halau. La 7 fix. Vă asigur că va fi transmisă. Mai avem un problem, am vorbit de sat, poate să facem și la întrebări, dar eu vreau să ridic o întrebare care și își ține la nivelul național. În primul rând, e clar, și își ține de migrație. Da. Și dau ca exemplu, nici nu trebuie să începem nicăieri, ca suntem doamne care lucrează în primărie, ridicați vreo mână, care lucrăm, da. Așa. Nu, și la care bărbați acasă, ridicați mâinile. La care bărbați acasă? Nu, eu am la care bărbați acasă, că uitați. Adică din 7-8 persoane care sunt persoane care la pensie. Doar doamna care mai e. Și toți șeți așteaptă sau